comenzi. Vă mulțumesc! Felicitări! Vă mulțumesc foarte mult! Îl aude aici? Locuitura de aici. Un milion. Cam un milion. Așa se dâni atunci. Dar știți, cu suburbiile, cu așezările și arăbești și până unde? Cu totul la oaltă, cam un milion. Avea 6 de mii, mă spun un alt. Nu, toată țara. 6 de mii, tot Israelul, nu Ierusalim. 600 de mii, tot Israelul, nu Ierusalim. Cât avea Israelul? 600 de mii, Ierusalimul? 30 de mii. Înțeles. Acum, suntem la 1 milion. 9. Ierusalimul. Acum Ierusalimul 1 milion. Dar tot Israelul sunt 9 milioane, împreună cu populația asta. Da, cam 1 milion. Cât are de Bucureștiul? 2 milioane sau 3? 2? Cam 3, azi are 3. Azi are 3. De ce la Oradea există o sinagogă ortodoxă și o sinagogă neologă? De ce există și a creștin tot felul? Da, da, și neurologi, pentru că neurologii sunt reformați. Au făcut o reformă, adică pe noi ești la ce Da. Nu. La evrei, ortodoxi, în statinele, poate scris de religie. Da. Și reform sunt tot felul de diversități. La reform, de pildă, au băgat cu muzică, au schimbat unele texte, și au dat voie femei și bărbați în aceleași spații. Și au făcut mai ornamentat, mai frumos. Da. Și la ortodoxie mai rigid, mai strict, și o strictă despărțire între femei și bărbați, fără muzică, fără cor. Înțelegeți, există aici templul coral în Bucureștiului. Da? Nu e în Europa, iar puțin ortodox, dar totuși templul coral au băgat, au reușit să facă cândva cor, muzică. Și ca să fie mai modern, mai apropiat de lumea de secolul 20, așa. Așa ceva, e foarte curând de metoda cercetării. Da. În ce măsură aceste fotografii sunt intenționate și accesibile în activă? Sunt. La expunerea mea, doamne, cât am putut o culegere și pe teme, și pe epoci, și pe fotografii. Dar sunt arhive, sunt. Arhivele din Israel, unele chiar sunt online. Dar cea mai mare arhivă publică, cea mai fantastică, Library of Congress. Așa, și apoi în Anglia, colecția legală vai de noi, că nu e accesibil, numai așa, dar este accesibil de Ministry of War, au Ministerul de Război în Anglia și în Israel, sunt accesibile la biserici, bineînțeles că sunt accesibile, fiecare cu ale lui. Nu sunt legate între ele, dar da, nu sunt secrete și pentru că sunt multe din ele. Nu neapărat că sunt secrete, ci inaccesibile pentru că sunt arhivele cu colecții personale. Personale, da, dar să știți că e greu că îți trebuie, eu lucrez la aceste lucruri de ani deja. Chiar nu reușesc să fac altceva din astea. Și nu sunt specialistă în fotografie Ierusalimului, nu. Adică n-am făcut eu cercetare, am gândit. N-am scris despre asta. Nu pot să scriu acum că e. Și pentru că este și un subiect mult prea mult. Am luat 100 și câți ani. Da, felicitări pentru această arheologie a făcută. Foarte important. Și de ce nu te-am simțit? Am simțit. Dacă e acolo, nu mă putem ieși.